v-am găsit la un nou episod. Asta e mai degrabă o reclamație ca o țeapă. Avem aici file Azuris, file de pangasius de la Azuris, unde scrie foarte clar că are 900 de grame și cantitatea netă după scurgere 720. Și o să pun două din astea în tavă și vreau să le cântărim la final să vedeți câte grame de pește mâncăm noi. Da? Care e cantitatea finală? Eu cred că e țeapă aici. Momentul adevărului, da? Minus 687. Cât are tava. Peștele făcut. Pangasius. El mai e foarte moale așa și vedeți? Are crustă, are tot. 478 de grame, bă. Parcă trebuia să fie 1,9 kg. 1,8 kg. Nu? Uitați. Pangasius. Un pește extrem de firav. De fraged, așa. Se face la cuptor sau prăjit. Acum depinde cum preferați. De e super slab caloric. Vorbim de 50 de calorii pe 100. Adică... Da, cred că e cel mai slab pește din lume, ca și calorii. Deci, cam asta vreau să vă arăt. Pe ambalaj scrie 900 de grame înghețat, 700 de grame crud. Asta înseamnă că nu te aștepți când e produsul finit la 1000, la 1,8 kg. Că na. Dar te aștepți la 1,4 kg, nu? Te aștepți, hai că peștele se mai strânge și ape și gheață la 1,1 kg, la 1 kg, la 900, la 800, la 700, la 600, la 500, la 400 de grame, bă. Făcut frumos la cuptor, 210 grade, 40 de minute. Adică se și rupe foarte bine. Like și subscribe dacă v-a plăcut video, vă pup. Și da, dacă vreți să mâncați pește din ăsta, luați-vă 5 pungi.